3, 2, 1, să începem! Doarme? Las că arăt eu acuș. Soldat Dumitru, suntem pe alarmă! De ce țipați că nu sunt năuc? Și ce fel de alarmă? Alarmă de luptă, băiete! Pregătește mâncare pentru tot batalionul! Armata, trezirea! Ce s-a întâmplat, doamna capitan? Alarma! 24 de ore vom sta în tap! Pregătiți toate cele necesare! Ce le-a spus? În tap? Dar ce trebuie să pregătesc? Soldat Mircea, ce funcție ai? Soldat șofer. Păi pregătești tot ce are nevoie un șofer în tank timp de 24 de ore. Aveți la dispoziție 3 minute. Cum? 3 minute? Unde am pus hainele? Le-am găsit. Soldat Matei, îmbracă-te și tu! Matei, privește, te-ai încălțat invers! Da? Da, da, schimbă-ți papucii! Tu sau sora sau fratele, tot așa vă încurcați, cum și Matei, când vă încălțați! Deșteptarea! Avem challenge-ul 24 de ore în tab! Eu nu sunt obișnuită să mă trezesc atât de devreme! Tu de obicei la ce oră te trezești vara? Oare ce trebuie să iau cu mine în tank? Tu ce crezi? Oh, harta traseului! Îmi va fi de ajutor! Mai bine să o pun într-un rucsac! Revistele mele! Exact ce-mi trebuie! Aici am instrucțiunea cum să conduc un tab! Binoclu! Inamicul trebuie zărit de departe. Matei, tu ți-ai pregătit bagajul? Nu. Uite, toți își pregătesc rucsacele! Să-mi fac și eu geanta! Încă n-am reușit să curăț cartofii! Iau pe toți! Oare ce mai mănâncă în armată? Conserve! Pe aici erau! Așa, ciorbă de pirișoare! Ciolan afumat! Ciorbă de văcuță! De care să iau? Ciorbă de burtă! Pate vegetal, ce să iau? Le iau pe toate! Vom alege acolo!
Ce aici? Piureu. Piureu? Și aici piureu. A, las. Tacâmuri. Am mai patru. Ne împărțim acolo. Dulceri. E de jos soare. Și mai am. Ce smiți? Îi iau și pe este. Repede să mă îmbrac. Melissa, noi deja suntem gata. Tu ai reușit să-ți pregătești echipamentul? Nu, ce fel de echipament? Păi tu ești inginer radist. Gândește-te și singură. Oare ce-i trebuie unui inginer radist într-un tab? Oh, stație de telefon și radio. Să-mi iau și stațiile. Ce trebuie să mai iau? Desigur, telefonul! Dar să-mi iau și agenda, să-mi fac notițe în ea. Să mă uit aici. Neapărat căștile și încărcătorul. Mai e jumătate de minută! Da, foc, mă grăbesc! Ce de greu! Colecționul, pixul și închide! Suntem gata, doamna capitan! Da... 3 minute și 15 secunde! Ați depășit! Doamna capitan, ceasul dumneavoastră probabil că se grăbește! Am pornit! Hai, apa, am uitat-o! Doamna capitan, așteptăm ordinul dumneavoastră! Astăzi veți sta 24 de ore în tank și veți executa sarcinile militare. Și să dormim în top! Dar ce-ai crezut? Că ești la mama pe cuptor? În 10 secunde vă îmbarcați! Melissa, ține, te rog, apa! Și munițiile alimentare. Wow! Stai, soldat Mircea. Ce s-a întâmplat? Ai de îndeplinit o sarcină până a urca în tab. Sarcină? Dar nici nu s-a început challenge-ul. Îți aduc la cunoștință că pentru șofer deja challenge-ul a și început. Și ce trebuie să fac? Șoferul tabului trebuie să aibă grijă de cauciucuri. Să le cureți bine! Să curăți cauciucurile? Da! Și începe chiar acum, pentru că ai 8 la număr! Dar poate mergem la spălătorie! Multe tancuri ai văzut la spălătorie? Exclus! Hai, începe! Eu m-am angajat să fiu șofer, nu să fiu spălător de tancuri. Wow! Deja văd că v-ați acomodat! Da, doamna capitan, doar că trebuie să-i explicați ce trebuie să facem. Foarte curând vor începe să curgă și sarcinile. Așteptăm să vină șoferul. Are de curățat câteva cauciucuri. Să curățe cauciucuri? Păi cum ai crezut tu? Să stăm într-un tank murdar? Oh, dar e foarte cald aici. Mai sunt geamuri, ferestre, de deschis totul. E foarte, foarte cald, fierbinte!
Soldații trebuie să fie rezistenți. Am finisat. Toate cauciucurile sunt curate. Toți suntem pe loc, radistul își ia locul, Mircea șoferul te duci la volan, Matei îți va fi ajutor, iar bucătarul Dumitru va pregăti micul dejun. Matei, privește, avem și binoclu. Dar cum să ajung la pedale? Ei, șoferii, porniți aerul condiționat, că nu mai pot în căldura asta. Și eu vă aduc la cunoștință că în tank nu există aer condiționat. Dar iarna cum este aici, oare? Iarna, îmbrăcăm coșocul. Să încep a pregăti mâncarea. Ce meniu vreți pe astăzi? De ce e acolo? Eu vreau ou ochi. Dar eu vreau ciorbiță. Dar dumneavoastră, doamna capitan? Ceva special. Afumătură dacă este. Sarcina e clară. Începem să executăm. Cartofii încă nu am reușit să-i curăț, dar acum ce fac? Să văd cum funcționează acest mecanism. Asta e curățat la tine? Doamna capitan, eu sunt olimpic la curățat cartofi. Dacă vreți, putem chiar să ne întrecem. Cine face cea mai lungă coajă de cartofi curățat? Da! Chiar vrem să vă întreceți. Noi ce suntem aici? La competiții sau la exerciții militare, soldat Dumitru? Ha, vă este frică să nu pierdeți. Ba nu, dă-mi coace un cartof. Cuțit ai? Poftim, doamna capitan. 3, 2, 1, să începem! Hai, Dumitru, hai! Hai, hai! Vă reușește! Cât de lung! O să le reușească la toți! Și, doamna capitan? Ai ales cel mai mare cartof! Te greșești, doamna capitan. Ia uitați aici și priviți că cartofii noștri sunt la fel. Sunt identici aproape. Să ne scrie abonații, a cui a fost cea mai lungă coajă? E clar, la doamna capitan și s-a rupt coaja. Bine, bucătarule, ai îndeplinit sarcina. Acum gătește micul dejun pentru soldați. Desigur, doamna capitan. Văd că ai și aici trapă. Da. Și binoclu? Da, sus. Vai, binoclu sus. Nu ajunge acolo. Să treacă șoferul principal, Mircea, și să verifice. Și este o mașină mecanică, are 3 pedale, ambreiaj, frâna și acceleratorul. Are și lumini și volan, Matei, da. Și a claxonat el cândva. Și diferite indicatoare la bord. Are și ventilator, dar tu întrebai de aer condiționat. Măcar ventilator e ok. Și maneta, și frâna de mână probabil că este acolo, da? Și scaune interesante, da? Iar aici avem 4 scaune, scaunul șoferului și 3 ale pasagerilor. Probabil și aici pot să stea cineva, deși nu prea cred că se încapă. Acolo mai sunt încă 2 spații, probabil mai erau și aici, dar cred că de tot sunt 6 sau 8 persoane în acest tab. Dar sunt sigură că aici au fost cu mult mai mulți soldați transportați. Bucătarule, tu ce, deja ai finisat mâncarea? Că faci turul tabului? Gata, am înțeles. Mira și mie interesant. Ui, numai cu mâncarea să stau la bucătărie. Pentru început, țineți câte un pireu militaresc din fructe. Poftim, doamna capitan. Mulțumesc. Poftim, domnul șofer. Mulțumesc. Și domnul ajutor de capitan, vă rog frumos, țineți un pireu. Un pic să mă relaxez cu prietenul meu.
ajutorul, iar Matei se joacă. Voi aveți jucării militare pe care i le-a dat doamna capitan. Eu am stat să privesc aici mai atent în tab și ce am observat? Vom avea spațiu de dormit foarte mult, inclusiv și aici. Ia priviți, scaunul se rabatează. Ia uite. Și ai spațiu destul pentru somn. Sau pentru a sta mai mulți soldați unul lângă altul. Unde ne duci, domnul șofer? Mă duc unde văd și eu. Unde că nu vezi nimic, ai geamul închis. Dacă îți dai seama pentru ce este închis geamul șoferului, scrie-ne, anunță-ne și pe noi. Vai, ce mecanisme aici! Câte manete! Da, inginerule, trebuie să le înveți pe toate. Cum? Apropo, eu am luat cu mine literatura. Ce fel de literatură? Despre tehnica militară. Bravo, soldat Mircea! Hai, prezintă, să vedem și noi literatura ta. Păi dați-mi geanta mea. Unde era? Aici? Da. Poftim, Mircea! Mulțumesc! Melissa, economisim apa. Nu avem atât de multă. Bine că m-am întors după ea, că de altfel rămânem și fără această sticlă. Și ce, Mircea, ai găsit? Eu sunt curioasă, am învățat, dar foarte de mult. Am găsit. Wow, hai să vedem ce ai tu aici. O revistă. Și mai este una. Da, și avem un elev exemplar care vrea să învețe. Despre avioane, desigur. Ce scrie aici? Tank. Vai, ați auzit? Tank scrie acolo. Tank. Wow, și despre avioane. Da, Mircea. Soldat Melissa, luați vă rog legătura cu generalul să aflăm indicațiile următoare. Am înțeles, doamna capitan. Imediat fac legătura. Da. Vai, ce interesant. Ce faci acolo, Melissa? Domnule general, bună ziua! Noi executăm 24 de ore în tank. Să executăm în continuare challenge-ul? Am înțeles! Să trăiți! Ai făcut legătura, ce zice generalul? Domnul general a zis că dacă nu am identificat locul aflării inamicului. Știi la ce folosește acest binoclu? În timp de noapte, să vezi. Acum nu se vede pentru că nu e noapte. Pentru zi avem aceasta, iar pentru noapte aici. Chiar este foarte interesant, cât am aflat astăzi. E bine să mai facem din când în când astfel de challenge-uri, nu? Tu cum crezi? Oare vom rezista noi să stăm 24 de ore în acest tab foarte interesant? Eu zic că da! Încă puțin și ajungem la Arsenal Park.